O nouă terapie revoluționară face furori. Secretul pentru o viață sănătoasă în viitor ar putea fi potrivit cercetătorilor ecosistemul complex care trăiește acum în interiorul corpului uman. Un grup de cercetători are un sfat ce la prima vedere nu pare deloc intuitiv. Puneți deoparte fecalele și ele ți-ar putea salva viața într-o bună zi, scrie NBC News. Cercetătorii sugerează că în viitorul nu foarte îndepărtat, transplanturile de microbiotă fecală ar putea inversa procesul de îmbătrânire. Experții spun că bacteriile din fecale ar putea fi cheia pentru tratarea unor afecțiuni precum astmul, scleroza multiplă și diabetul și ar putea trata de asemenea obezitatea și îmbătrânirea în viitor, cred experții potrivit ziare.com. Ei își imaginează oameni care depozitează fecale când sunt tineri pentru a ajuta la inversarea îmbătrânirii mai târziu în viață. Însă costurile de stocare vor fi foarte mari, iar acest lucru va face probabil ca această opțiune să fie doar pentru cei bogați. Cercetătorii în domeniul sănătății intestinale doresc să creeze o bancă de probe de scaun într-un mod similar cu ceea ce se face deja cu sângele din cordonul ombilical. Ei cred că transplanturile de microbiotă fecală, transferul bacteriilor sănătoase găsite în scaune, oferă un potențial mai mare decât sângele din cordonul ombilical, care este bogat în celule stem și poate fi folosit pentru a trata unele tipuri de cancer, deficiențe ale sistemului imunitar și anumite tulburări genetice.